Astăzi să vedem o compilație cu youtuberi care au fost jefuiți, frate. Youtuberi care au fost jefuiți. Haideți să vedem care e treaba cu clipul ăsta. Like, subscribe, abonați-vă toți cei care sunteți noi, pentru că acesta este canalul meu secundar și ce să zicem de... Alo, pulă seara! Trebuie să vă anunț că am... Situație, mă, de căcat. Mamă, de cât de clipul ăsta? Mi-am dat mașina deschisă la prânz când am dormit puțin și un băiat inteligent a intrat și mi-a furat din portofel, mă, care mi-a lăsat portofelul 500 de euro și pistolul din torpedo. Dar am o poză cu el. Haide să-l găsim, futui mor. Bă, bagă la Cum, băi, e cel mai amuzat lucru, frate, când îl vezi pe Dorian Popa. Deci e cel mai amuzat lucru când îl vezi când auzi pe Dorian Popa că jură, gen. Și astea sunt și faze de mult, frate. Astea sunt filmări de mult, gen 2017. Care ești? Păi uite, acum mă duc la Capatos. Bă, ambiție ce-mi pun cu tine până te găsesc în gaură de șarpe, din gaură de șarpe te scot. Ambiție ce-și pune cu tine. Tu-s mama mătii de bagabond, de nu vii tu. Deci i-a furat, pistolul și 500 de euro? Îți fac plângerea, te dau la Capatos, te pun pe vlog, te fac vedetă, Johnule. Gândește-te că te-a văzut maică-ta, că ai venit acasă cu pulovărașul pe gât. Te-au văzut prietenii. Pistolul meu e auriu, cu îl vizi? Ca să înțelegi, gang. Ce trepăr, mă, ce trepăr. Că era Dorian Popa umblat cu pistolul în torpedo de acum 7 ani. Sunteți nebun la cap, potoliți-vă. Mamă, ăștia în zona astea sunt nebuni. Și în Dubai, gen, de fapt vorbesc prost, în Dubai nu erau schemuri pe față, gen, dar erau chestii de-astea, gen, șuste, se făceau o poză și îți luau o grămadă de bani, gen, pentru ce? Dar nu erau schemuri, pentru că acolo, pentru chestii de genul ăsta, te bagă la pușcărie, gen. Say hello! Foto, foto! Oh. Ia, auzi ce a făcut, take photo, take photo și pune aia pe cap cu forța. Photo with my wife. Romania number one. Yeah, yeah, yeah. Give me the camera for Portugal. No, yeah. Don't touch anything. Okay, smile. Yes, yes. Okay, a, deci a luat camera cu forța, bam, i-a făcut poză. Și după ei zice bagă bani, tată, direct, nu? Romania number one. Vote you. Give me the phone. Yeah, last one. Dă-mă telefonul. Last don't worry, don't worry. Give me the phone. Ăsta dă-mă telefonul. We don't have. Yeah, just photo. Hai, come. Just photo, last one. Bă, mi-a luat telefonul. Come. Păi nu-mi dă telefonul ăsta. Smile. Deci mi-a furat telefonul ăsta. Păi stai, ce vreau, mă, să-i fură telefonul? He stole my phone. Yeah. Ce stole, mă, auzi, că dăm bani, că ce? Smile. No, no, no. Smile something. Go away. Bă, ce stole! Ireal. Încearte ghidul ăsta. Cred că zice la băie ne faci de râs, mă, la românii ăștia. De aia nu mai poti. Biță, nu mai probleme pe aici. Ai văzut ce el certa ghidul nostru? Sunt stresanți rău ăștia. I-a dat ăsta jos din cap să-i o pune și după aia cere bani. Da, eu pune la fel. No, don't touch me, don't touch me. Bă, deci pune ăștia mână pe tine în ultimul hal. Da, i-a dat-o jos să-i o pune la fel și cere bani? Lucisima i-a luat pălăria din cap. Da, beautiful, beautiful. Fă cu asta. Ia, ia, eu aștept momentul în care o să-i ceară bani. 1, 2, 3, smile! Smile! Habibi! Mamă, mamă, clipul ăsta, deci dacă n-a avut stresul beef cu hamburgerul ăla, a avut pe bune cel mai mare beef. 2 în morții tăi. Știm că ești nerăbdător. Aveți mustață ce avea. Alo, pulă seara. Bună seara. Trebuie să vă anunț că am fost jefuit. Aoleu. M-au jefuit, domnule. Prima oară, cu consimțământul meu, am dat 9 lei pe un Pepsi la 0,33. Ăsta știam să facă și știe și acum să facă show și pentru clip. De sete, trebuia să adapt familia mea cu Pepsi la 0,33. Și după ce că am dat 9 lei pe un Pepsi și l-am plătit, nici nu mi l-a dat, domnule, hoție la drumul mare. Cum adică nu mi l-a livrat? Păi după ce că dau 9 lei pe un Pepsi, nici măcar nu mi-l dă să mă arăt copiii mei de sete. Crezi că zic la mișto? Verifică ultima comandă, puiu. Nu e deloc la
mișto, dar mă enervează și pe mine, vă dați seama. Da, de ăla, dar mai putea, durea pe el fix în mijloc, acolo jos, ești de bun la cap. Cum făcea și el? Dar și ăla avea caterică în el, mă, și că, da, nu v-a dat, doamne, doamne. Deci nu, nu, vă dați seama că nu țic la mișto, mă enervează și pe mine, ireal, deci nu mai pot, îmi pare rău. Doamne, să moară copilașii mei. Doamne, nu se poate așa ceva. Unde mi-e ciorba mâncați aici, pula ta? Bă, unde mi-e ciorba? Unde sunt la ăștia mâncați aici, pula ta? Cum îi cheamă, futule, rasa? Bă, nu se poate așa ceva. Băi, uite, asta n-am văzut-o cu ciorba. Eu știu aia cu burgerul. Că ăla nu era cu burgerul, era altceva. Coaie, cum îi cheamă pe ăștia? Să moară. Bă, mi-am luat o ciorbă și-o... și-o... Nu se poate așa ceva. Și-o pomana porcului și mi-a dat 4 omlete de-astea? Ia să vedem, frate. Ia să vedem, frate. Ia să vedem, băieți. Ce ne-ai adus, mă? Bă, nu se poate, bă, așa ceva. Ia la pe capul burgerul. Dă-te emoții tăi de oameni nenorociți. Hai că eu pot să umblu la telefonul ăsta. Mă supratați ăștia în continuu, coaie. Și eu, de unde să știu care e numărul ăsta, băga mea și pula morții? Nu, nu se poate, nu. De unde să știu care e numărul ăsta, coaie? Bă, la cât m-a sunat dreanța aia, ziceți repede! Bă, deci nu mai pot, nici nu pot, nu pot să monetizez clipul ăsta, cred că nu o să-l pot să monetizez la câte înjurături sunt. Cred că iar pleacă ăsta cu burgerul, coaie! Iar pleacă ăsta cu burgerul, băga mea și pula morții lui! Pe mor... Masii de burger! Nu, dar la câine, bun. Bă, da, subscribe, Doamnă! Sunați-l pe nenorocitul ăsta să lase dracu burgerul la ușă, că am scris explicit în mesaj să nu mă sune pe telefon și să nu bată la ușă, să sune la sonerie sau să lase burgerul acolo. Unde-mi bate mie cu jumătate tragere de inimă? Că eu fac spectacol pe internet, eu țip, eu dansez pe inima. Eu fac spectacol pe internet. În cap, să sune la sonerie sau să lase burgerul la ușă, că e plătit, doamnă, v-am mai zis de atâtea ori că e plătit. Am lăsat mesaj acolo expres. Mă, copiii în Africa, doamnă! Sunați-l să, da, să lase burgerul la ușă! Cât de bun e stresul, frate. Mi se pare stresul unul dintre cei mai ingenuși oameni de pe YouTube românesc, gen... Pă bune, pă bune, pă bune. Acum în ultimul timp a intrat parcă așa într-o eclipsare, tot are comentatea lui, dar parcă nu se mai uită lumea la el, nu știu exact din ce cauză, că atunci, într-o vreme era hype-ul ăla nebun, poate din cauza că atunci bubuise... Toți se uită lumea la el. Stai, bă, stai că am zis o porcărie, se înțelege greșit, frate. Toți se uită lumea la stresul, nu mă înțelegi, și are comunitate, omul, tot are o grămadă de oameni care se uită la el. Dar parcă înainte era un hype nebun, gen, ziceai stresul și se uitau 7 oameni pe stradă. Gen, la modul ăla, nu știu să-ți explic. Se pare că avea la un moment dat un hype nebun, ți-mi minte că la școală toată lumea avea știourile lui, glumele lui, ale ale lui. Mi-am pierdut telefonul. După care m-am gândit că l-am lăsat undeva în geacă. Și nu mai era acolo. Am mers înapoi în mall, acolo unde am stat pe bancă și am mâncat înghețată. Mi-am dat seama că l-am uitat acolo și până la urmă nu era acolo. Dar deci n-am mai înțeles nimic, era undeva în geacă, dar până la urmă era undeva altundeva, care undeva după care s-a luat el care a fost mai încolo. Am încercat să sun, am mers mai întâi la acolo la câteva persoane la poliție. Nu era acolo telefonul, am sunat. L-au închis, i-au aruncat cartela, am venit acasă, am vorbit cu niște persoane care se ocupă cu găsirea telefonelor, care se ocupă cu chestii de genul. L-am sunat și pe unchiul meu, care el la fel se pricepe. Din păcate l-a căutat, dar am înțeles că i-a scos cartela, l-a stins cu totul și nu mai putem să-l găsim, din păcate. Totuși, oricum, noi o să încercăm și sper foarte mult să reușim să-l găsesc, pentru că aveam niște lucruri foarte importante acolo. Bă, aici eu înțeleg că, bine, era mică și aici Elena Beregoi, dar, bă, așa am pățit eu mâncava și gura voastră, ca să înțelegeți. Vă zic, vă fac un mega, mega story time. Bă, eu când eram mic, primul meu telefon pe care mi l-a luat mama vreodată ai mei, fiind niște oameni modești, adică tata lucra la benzinărie și mama... Lucra și ea la benzinărie, lucrau amândoi pe atunci la OMV împreună, făceau o tură cu o tură ca să stea cu mine acasă. Bă, și ei mei mi-au luat un telefon,
la abonament mi l-au luat, pe 2 ani abonamentul, un telefon de la Vodafone, era de la cu Angry Birds, nu știu câți dintre voi mai știți, stați că-l caut. Ăsta era făptașul, mâncava și gura voastră, îl vedeți? Ăsta era făptașul, efectiv, ăsta era telefonul. Da, mi-au luat telefonul ăsta, ca să înțelegeți, mi-au luat telefonul ăsta ai mei. Și am, fine, l-am avut, nu mai știu, nu mai ținte cât l-am avut vreo 2, 3, 4 luni, 5 luni, ceva de genul ăsta și am ieșit toată afară cu el și mi-a dat unul cu mingea în telefon și l-a spart, l-a făcut muci, costa 3 milioane, la vremea 4 milioane să îl facă și nu merita, practic, erau mulți bani pe vremea, adică în 2012-2013 se întâmpla treaba asta, erau destul de mulți cei bani, cred că însemnau dublu la cât înseamnă cu 3-4 milioane, cum erau traiul sau poate chiar mai mult de atât, dar în fine... Și am stat vreo un an cu Nokia, frate. Și ce credeți? Ca să înțelegeți, și Nokia-ul ăla odată eram la fotbal, mă jucam fotbal și știi cum e la fotbal, se pun portarii pe rând, unul în poartă, cât de la fiecare gol. Bă, și la un moment dat a stat unul în poartă și eu aveam în geacă telefonul. Și ce credeți? Mi l-au furat, mă. Bă, mi l-au furat unii din geacă, dar mi-au furat, auzi, un Nokia de la pârlit, frate, mi-au furat și Nokia-ul ăla pârlit, după ce că mi s-a spart și Alcatel-ul ăla care am suferit după la telefonul ăla, mi-a zdrobit inima, efectiv. Bă, mi-a mai furat și aia telefonul Nokia-ul, frate. Mi-a fost și rușine să-i zic lui mama, a aflat tata după vreo 3 zile că nu mai merge telefonul ăla, că vreo 3 zile n-am ieșit din casă și când se ies din casă ca să dea 6.000 de mine, mi-a zis, tată, asta e, s-a dus, nu-l mai am. Și nu mai știu ce am făcut. Mi-a dat tata un telefon, alt telefon, o altă pârlitură, până când mi-am luat primul meu telefon, iar cum trebuie, a fost un AllView. Frate, un AllView de la Digi și acolo țin minte, știi că era moda cu AllView-urile, nu știu câți dintre voi mai știți, dar în fine, hai să continuăm aici atât. Trezesc eu frumos de dimineață și încerc să mă uit puțin pe cardul meu bancar să văd dacă mai am niște bani acolo, pentru că urma să vină o livrare și trebuia să plătesc cu cardul și nu mai știam exact câți bani mai am pe card. Și în momentul în care intru pe cardul bancar, văd pe extrasul de cont că s-a retras o plată neautorizată. Practic plata aceea eu nici măcar nu știam de ea. Retrasă o plată din contul meu. Și faza e că eu m-am uitat exact la numele care mi-a retras banii din cont și era un nume total aleatoriu, deci total alandala, cu niște numere, cu niște cifre pe care nu le-am văzut în viața mea. Și după aceea am căutat chestia asta pe Google să văd exact despre ce este vorba, să mă informez care e faza, pentru că eu nu am făcut nicio plată online, pentru că toate plățile... Asta mă sperie pe mine tot timpul, gen. ...pe care eu le fac online sunt doar pe site-uri securizate. În momentul în care m-am uitat, bă, nu recunoșteam chestia asta, pentru că, ok, se mai întâmplă, poate să faci o plată, să-ți cumperi un joc sau ceva de genul, cardul bancar, și compania respectivă să-ți facă o plată automată dacă ai un abonament. Dar nu s-a întâmplat asta pentru că niciodată nu am făcut un cardul acesta pe care eu îl am, anumite plăți la nu știu ce abonamente și așa mai departe. Păi și de ce s-a întâmplat, vărule, că m-ai lăsat, băi, Dani, băi, m-ai lăsat în aer, frate! Păi n-am aflat, mă, eram curios și eu. În fine, asta e, ce să zic, film. Ok, deci în timp ce filmam, mi-am lăsat lucrurile în spatele meu, gen cum filmam, și am fost jefuită. Un țigan care era corect mi l-a adus înapoi. Deci s-au întâmplat în 10 secunde prea mult lucru. În primul rând a zis am fost jefuită. Un țigan care era corect mi l-a adus înapoi. N-am înțeles nimic. A fost jefuită pe jos, aici, pe undeva. Și bine că nu mi-am scos bani de pe card și din astea. Adică aveam doar 6 lei în portofel și mi-a luat pe aia, mi-a lăsat toți dirhamii, euro, a și ceva mărânțiși, cred, nu știu, dar mi-a lăsat carturile, buletinul și absolut tot ce aveam în el. Gen, what the fuck? Cred că dacă mă uit pe filmare ar trebui să văd pe cineva. Diana, că este rasistă? În spatele meu că mă șefuiește, adică ar trebui și ar fi una să fie fix băiatul ăsta. Și țiganul care a venit să mi-l aducă înapoi era... Deci asta mă enervează, țiganul. De ce trebuie să zici țiganul care a trebuit să mi-l aducă înapoi, mai ales în contextul în care pe atunci nu era o vorbă așa, hai de țigane, vino încoace, cum mai vorbesc eu cu tovarășii mei, gen. Cu și eu îmi permit că sunt mai negru chiar dacă nu sunt pe bune. Țigan? Cred că acum am văzut că e la modă să fii român să te dai țigan. Am văzut că e o modă, nu știu de ce toți românii se dau țigani. Nu, asta nu pot să înțeleg. Dar, în fine, în contextul ăla, atunci chiar o foloseai și așa cu tântă rasistă. Nu ziceai, hai de la mișto, gen. Da, fix persoana care m-a jefuit. Da, deci ăla a jefuit-o. I-a luat 6 lei, a gălit-o de 6 lei și a zis, hai de bă, că îl dau înapoi după. Da, exact. Exact. Am fost șocată. Pe lângă faptul că prietenul meu i-a dat și o țigară, gen. Mersi, frate, mi-a adus
portofelul ăla. Ce-am mai luat încă 3 țigări de aia așa să le... În fine, pe lângă chestia asta, bă frate, am fost șocată. Probabil mi l-a dat înapoi pentru că fix atunci m-am întors și credea că l-am văzut când pleca cu portofelul și s-a prefăcut că l-a luat de jos, gen l-am găsit. Probabil de asta mi l-a dat înapoi. 2000 de like-uri, a făcut 7000 de like, tare clipul ăsta. Ce zic, noi bucurăm amare și noi cu clipul ăsta, cu ocazia clipul ăsta trebuie să fie prea numărul 1. Cam asta a fost cu episodul, vă iubesc, pa!